După ce ieri Campus TV a anunțat în premieră despre comasările decise pentru anul școlar următor, astăzi primarul Constantin Toma a prezentat motivele care stau la baza desființării liceului Costin Nenițescu și a școlii gimnaziale Grigore Baștan. Edilul șef vorbește despre cheltuieli bugetare foarte mari direcționate către două unități cu o populație școlară în scădere continuă. Deci asta la bază, numărul mic de elevi. Noi trebuie să încercăm să mărim calitatea actului educațional și să facem și economii. Pentru că în momentul ăsta, în tot sistemul educațional buzoian, a scăzut calitatea învățământului, dar în același timp au crescut costurile foarte mult. Trebuie să fim atenți și la calitate și la costuri. Iar acele reduceri bănești care se pot face, bineînțeles că vor fi investite tot în educație. Potrivit șefului de la Palatul Comunal, comasările sunt doar începutul unor decizii majore la nivelul școlilor și liceelor din municipiul Buzău. Din acest moment ne vom apleca mult mai serios spre acest proces educațional, chiar dacă din Buzău, chiar dacă nu este neapărat în fișa de post a primarului. Însă noi ne ocupăm de investiții și de reparații și de fondurile astea de funcționare, nu de educație. Dar prin aceste comasări sunt convins că probabil ați avut în vedere și comasarea liceului Nenițescu cu liceul de meserii și servicii, unde la fel, mai ales pe această zonă a liceelor tehnologice, scoatem foarte mulți copii cu diplomă, dar care sunt total nepregătiți pentru a lucra în economie. Planul de școlarizare pentru anul următor prevede comasarea școlii gimnaziale Grigore Baștan cu școala gimnazială Ion Creangă, iar liceul Costin Nenițescu va fi absorbit de grupul școlar de meserii și servicii.